Bună dimineața, doamnă președintă, bună dimineața, stimați colegi. De fiecare dată când vin la acest microfon, trebuie să aduc în atenția colegilor mei tot ceea ce se întâmplă rău cu românii din diaspora. Săptămâna trecută, un grup de tineri a plecat din județul Vaslui către Portugalia. Nu suntem sclavi nimănui și bătaia de joc a nimănui. Firma respectivă a încercat să-i escrocheze tot ce au încercat să facă, să-și bată joc de acei oameni. Se pare că în România nimeni nu vede. Cer de aici din Parlament anchetarea tuturor celor implicați, pentru că legea există și pentru ei, pentru cei de aici și pentru cei din Portugalia care își bat joc de români. Nu suntem la dispoziția nimănui nici ca stat, nici ca națiune și nu suntem preșul nimănui, insist. Doilea punct, aeroportul pentru românii din Almeria. 60.000 de români care trăiesc în zona Malaga-Almeria se luptă de ani de zile să aibă acces la o cursă București-Almeria pentru că au aeroport sau Cluj-Napoca sau Timișoara. De 3 ani de zile insist în Parlament și la Guvern ca această rută să fie deschisă pentru acei oameni. Au fost accidente, au pierit oameni, au pierit copii, tocmai pentru că această chestiune să devină viabilă. Încă o dată, transmit celor din Ministerul Transportului să deschidă bine ochii, își asumă orice moarte, orice pierdere de viață omenească. Este imposibil ca în secolul 21 să-ți bagi joc de oameni, să aduci tot felul de argumente inutile și sterile, nefăcând pasul care trebuie să-l faci, așa cum românii din Valencia și în alte localități și chiar și Malaga au dreptul să meargă acasă și au curse aeriene și cei din Almeria trebuie să beneficieze de așa ceva. 3. Familia. Pe 26 martie se celebrează dreptul pentru viață. Este un eveniment care marchează nașterea copiilor și familia. Dacă tot discutăm de familie, familia să se înțeleagă odată pentru totdeauna este familia întemeiată pe liber consimțământ un bărbat și o femeie, atunci când prin bărbat înțelegem ceea ce la naștere este declarat bărbat și la naștere prin femeie este ceea ce înțelegem ca gen. Pentru că întotdeauna aveam această discuție și chiar și cu mulți colegi din Parlament. Există temerea că într-un viitor revizuirea Constituției va deveni ceea ce nu trebuie să fie. Chiar dacă am intrat în Europa și ne raliem tuturor actelor normative cu privire la bunul funcționament al guvernului și a tot ceea ce înseamnă colaborare, statul acesta este creștin. Fundamentul, temelia statului este creștină. De asta avem în imnul de stat a României, într-unul din versuri, preoți cu crucea în frunte și oastea e creștină. De asta atunci când venim în Parlamentul României, mulți dintre noi depunem jurământul pe această Biblie. Nu mai luăm în calcul acest lucru? Am refuzat să revizim Constituția. Din 2013, din toamnă, toate acele discuții au fost sistate. Nu este omenesc și nu este normal tot ceea ce se întâmplă. De aceea, apelul pe care l-au foarte mulți români la o parte din parlamentarii care încearcă să mențină dialogul este acela de a nu schimba în Constituția României nimic și de a clarifica odată pentru totdeauna acest aspect. Viața, dreptul la viață este o garanție fundamentală. Este imposibil ca în ultimele decenii, așa cum statisticile dau de înțeles, că avem peste 22 de milioane de prunci nenăscuți, pentru că avem 22 de milioane de avorturi. Este imposibil ca o Românie în secolul 21 să aibă statistic 480 de avorturi la 1000 de nașteri. Este rata cea mai îngrijorătoare în toată Europa. Ce se întâmplă în România? Ce se întâmplă? Cum este posibil ca un guvern acum 2 ani de zile să scutească cu aproape 500 de milioane de dolari datoriile unei firme străine, bani care însemnau pe ani de zile poate alocație tuturor copiilor din România? Cum este posibil ca aici în Parlament să tăcem? Cum este posibil ca aceste chestiuni să nu fie văzute, să nu fie discutate și dezbătute, iar modificările să devină realitate? Este rușinos ca în secolul 21, pentru un stat care se consideră majoritar creștin, aceste chestiuni să fie duse la absurd, să discutăm de parteneria civil, de familie pentru persoana de același sex, iar ușa să fie larg deschisă avortului. Trebuie să conștientizăm. Guvernul și Parlamentul au datoria ca nivelul de trai al cetățeanului să crească. Au datoria să vegheze la veniturile cetățenilor din România. Pentru că pentru asta votează, pentru asta își pun încrederea în noi și pentru asta ne trimit în Parlament. Este rușinos ceea ce se întâmplă. Ieșim în Europa și în lume cu altfel de față decât ar trebui. Aceste chestiuni trebuie modificate. Încă o dată, oricine are dreptul la viață.